Casa din umbră. Aceste evenimente au avut loc când aveam 5 ani, în partea rurală de sud a țării. Vedeți voi, la vremea aceea, familia mea se muta mereu din oraș în oraș, din cauza locului de muncă al tatălui meu vitreg. Dintre amintirile pe care le am legate de această perioadă, acestea includ unele secrete de familie, despre care încă nu prea vorbim. Ceea ce sunt pe cale să vă relatez este un secret nespus, pe care am preferat cu toții să-l uităm. Modesta casa albă în care ne mutaserăm recent era înconjurată de două salci masive care blocau lumina soarelui, lăsându-ne curtea din spate umbrită și desprinsă de restul lumii. Cele două surori mai mari ale mele și eu ne legănam și ne cățăram pe ramurile groase ale acestora, în timp ce mama și tatăl meu vitreg stăteau pe prispă, privindu-ne liniștiți, în timp ce noi ne jucam în după amiezile târzii. Mergeam cu bicicletele, înotam în piscina gonflabilă, înălțam zmeie și alunecam pe tobogane și tot felul de astfel de activități. Eram niște copii foarte activi și niciodată nu lăsam o zi frumoasă neîmplinită. Pe partea opusă a străzii erau alte câteva case, iar cuplul de vârstnici drăguți, care locuiau vis-a-vis de noi, stătea des pe prispa lor, ne făcea cu mâna și ne zâmbea în timp ce beau limonadă dintr-un ulcior mare, în timp ce stăteau pe niște scaune balansoare de lemn. Mama mea le făcea des cu mâna, plină de veselie atunci când ieșeam afară, iar zâmbetele și voieșia lor ne făceau întotdeauna ziua mai bună. Asta până câteva luni mai târziu, când mama ne-a adunat pe toate trei, spunându-ne că trebuia să vorbim despre ceva în familie. Ne-a zis cu asprime că nu aveam voie să mai facem cu mâna cuplului drăguț de vârstnici de peste stradă. Ne-a spus că nu aveam voie nici măcar să ne uităm la ei, iar în cazul în care îi vedeam făcându-ne cu mâna, trebuia să intrăm în casă și să-i spunem ei. Era o regulă destul de ciudată. Nimic legat de cuplul de vârstnici nu părea a fi amenințător sau ciudat în vreun fel. La naiba, mama a fost cea care ne spunea că de drăguți erau pentru că se purtau atât de prietenos cu noi. Așa că această regulă ne-a consternat și a continuat să facă asta toată durata șederii noastre în acea casă. Însă am respectat-o și de atunci nu am mai răspuns cuplului de peste stradă. În curând aceștia au fost cu ușurință uitați în timp ce ne-am continuat viața în alte case. Asta până pe la vârsta de 16 ani, când eram la o cină plăcută în oraș cu surorile și mamele mele, întâmplare rară cu siguranță în acea perioadă din viața mea, când din nu știu ce motiv, în timpul mesei, conversația s-a îndreptat spre casa aceea albă și liniștită și spre cuplul de vârstnici de peste drum. Imediat ce subiectul a fost adus în discuție, expresia de fericire de pe fața mamei mele a dispărut. Și-a coborât privirea în jos și a luat un moment înainte de a ni se adresa din nou. Ne-a spus că i-a fost teamă să discute acest subiect cu noi în toți acești ani, în special atunci când încă locuiam în acea casă, fiindu-i teamă că ne-am fi speriat atât de tare încât nu am mai fi vrut să stăm în acea casă liniștită, aflată în umbra salciilor. La momentul acela, tatăl nostru vitreg muncea la fabrica locală de Pepsi, o slujbă bine plătită, care îi permitea mamei mele să stea acasă cu noi copiii, dar să și avem un trai modest în același timp. Aparent, unul dintre colegii de muncă ai tatălui meu vitreg a locuit de fapt în casa de lângă cea cu salcii aproape 6 ani și se mutase doar cu un an înainte din aceasta. Tatăl meu vitreg și acel bărbat vorbea despre cartier și despre acea casă, când la un moment dat tatăl meu menționează cuplul de vârstnici drăguți de peste stradă, cărora le plăcea să stea pe prispa lor după amiezile și să ne privească pe noi copiii, omul părea sincer confuz. A spus că tatăl meu probabil că glumește, că încerca să-i facă o farsă. Tatăl meu vitreg era la fel de perplex. Având o expresie sobră pe față, colegul tatălui meu a spus că nu locuia niciun cuplu de vârstnici peste stradă. Sigur, fuseseră la un moment dat astfel de ocupanți în acea casă mică, dar amândoi muriseră într-un mod oribil, cu aproape 3 ani înainte, intoxicați cu monoxid de carbon. Aragazul cuplului a avut scurgeri de gaz timp de câteva zile înainte ca aceștia să fie răpuși de monoxidul de carbon și a luat și mai mult de atât ca cineva să găsească cuplul decedat. Bărbatul știa asta pentru că el fusese cel care traversase strada ca să-i verifice, doar pentru a da peste această scenă oribilă, iar după aceea a recomandat ca noi să părăsim acea casă din umbră.